Sora mea mâzgălea pe tăbliță tot timpul o literă care aducea cu un T bizar și apoi se îndrăgea să ne atragă atenția asupra acesteia ca fiind un lucru pe care și-l dorea cu tot din adinsul. Degeaba încercasem să-i aduc toate lucrurile care începeau cu T, de la tingire până la tablou și tavă. În cele din urmă, îmi încolți în minte gândul că semnul acela semăna cu un ciocan. Și când îi strigai din răsputeri acel cuvânt la ureche, sora mea a început să bată în masă ca să-și arate bucuroasă încuvințarea. Așadar, i-am adus pe rând toate ciocanele care se găseau în casa noastră, dar fără de folos. Apoi m-am gândit la o cârjă, fiindcă forma acestea era foarte asemănătoare cu a ciocanului și am împrumutat una din sat, arătându-i o surorii mele plin de încredere. Dar când o văzu plătină din cap, cu atâta înverșunare încât ne-am temut că în starea sa de slăbiciune și șubrezenie o să-și scrântească gâtul. Când sora mea descoperi că Bide era foarte ageră și o înțelegea repede, semnul misterios reapăru pe tăbliță. Bide îl privi cu atenție, îmi ascultă lămuririle, se uită gânditoare la sora mea, se uită gânditoare și la Joe, care întotdeauna era reprezentat pe tăbliță cu inițiala numelui său, și dădu fuga în fierărie. Joe și cu mine o urmară. Păi bineînțeles, strigă Bidi cu fața luminată de bucurie. Nu vedeți? El este Orlic, fără nicio îndoială. Sora mea nu-și mai aduce aminte cum îl cheamă și nu-l putea numi decât prin ciocanul său. I-a spus că voiam să vină până în bucătărie, la care el și-a lăsat fără grabă ciocanul jos, și-a șters fruntea cu mâneca, apoi cu șorțul și-a venit șindu-și picioarele ca un vagabond, cu genunchii ciudat deși leampeți, după care îl recunoșteam de la o poștă. Mărturisesc că mă așteptam să o văd pe sora mea denunțându-l și că am fost tare dezamăgit de purtarea sa absolut contrară. S-a dovedit nerăbdătoare să se împace cu el, s-a arătat foarte mulțumită când împăcarea s-a produs și a început să facă semne că vrea să-i ofere ceva de băut. Îi cerceta expresia feței de parcă ar fi dorit să se asigure că lui făcea plăcere tratația și dădea de înțeles, în fel și chip, că voia să se pună bine cu el, afișând în toate gesturile un aer umil și spășit, cum nu mai văzusem decât în purtările copiilor față de un stăpân aspru. După aceea, aproape că nu trecea zi să nu deseneze ciocanul pe tăbliță și Orlic să nu șturască pașii înăuntru, stând prostește în fața ei, de parcă n-ar fi știut mai mult decât mine ce anume trebuia să facă. Am intrat pe făgașul vieții mele ca ucenic din care n-am ieșit dincolo de granițele satului și ale mlaștinii în nicio împrejurare care să merite amintită, decât de ziua mea când i-am făcut o nouă vizită domnișoarei Havisham. Am găsit-o pe domnișoara Sarah Packet, încă îndeplinindu-și serviciul la poartă, pe domnișoara Havisham întocmai cum o văzusem ultima oară și vorbindu-mi despre Estella aproape în același fel, dacă nu chiar cu aceleași cuvinte, ca și data trecută. Întrevederea n-a durat decât vreo câteva minute și când mă pregăteam să ies, ea mi-a dat o guinee și mi-a spus să vin din nou la următoarea mea zi de naștere. Aș putea spune că această vizită a devenit un obicei anual. Am încercat să refuz guinea prima oară, dar n-am izbutit decât să o stârnesc să mă întrebe foarte supărată dacă nu cumva mă așteptam la mai mult. Văzând aceasta, am primit-o și n-am mai zis nimic. Atât de neschimbată era casa dărăpânată și mohorâtă, cu lumina gălbuie din odăile cufundate în întuneric, cu năluca veștejită stând în jilțul de la masa de toaletă cu oglindă, încât am avut senzația că încremenirea ceasurilor oprise timpul însuși în acel lăcaș misterios și că, în vreme ce eu și orice altceva din afară îmbătrâneam, acolo totul rămânea încremenit.
Lumina zilei nu pătrundea niciodată în această casă, nici în gândurile și amintirile mele și nici în realitate. Acest lucru mă uluia și, sub influența sa, am continuat în sufletul meu să-mi urăsc meseria și să mă rușinez de casa mea. Ușor, ușor am băgat de seamă o schimbare însemnată la Bidi. Nu mai scâlcea pantofii călcând pe ei, ci îi încălța cum trebuie. Părul îi devenise strălucitor și bine pieptănat, mâinile îi erau întotdeauna curate. Nu era frumoasă, era o fată de rând și nu se putea asemui cu Estela, dar era plăcută, sănătoasă și blândă. Nu se împlinise încă anul de când stătea la noi, îmi amintesc că ieșise de curând din doliu în clipa în care i-am observat schimbarea și într-o seară mi-am zis în sinea mea că avea niște ochi ciudat de gânditori și de prietenoși, ochi frumoși și plini de bunătate. Descoperirea am făcut-o când mi-am ridicat privirile de la tema cu care mă căzneam, să copiez dintr-o carte niște fraze pe care voiam să le învăț pe de rost, ca să progresez astfel în ambele direcții deodată, printr-un soi de stratagemă de lucru. Și am văzut că Bidi urmărea cu atenție ce făceam. Mi-am lăsat ocul jos, iar Bidi s-a oprit și ea din cusut, fără să lase ghergheful deoparte. Bidi, am zis eu, cum reușești? Ori eu sunt foarte prost, ori tu ești foarte deșteaptă. Ce anume reușesc? Nu știu, răspunse Bidi zâmbindu-mi. Se descurca de minune cu întreaga noastră gospodărie, dar nu vorbeam de această pricepere, deși asta îmi făcea gândul încă și mai surprinzător. Cum reușești, Bidi, zise eu, să înveți tot ce învăț și eu și să fii mereu un pas cu mine? Începusem să fiu tare mândru de știința mea, căci îmi foloseam guinea primită în dar de ziua mea pentru învățătură și puneam deoparte majoritatea banilor de buzunar pentru cheltuieli asemănătoare. Cu toate că astăzi nu mă îndoiesc că la prețul acela, puținul pe care îl știam era de-a dreptul piperat. Asta te pot întreba și eu pe tine, zise Bidi, cum de reușești? Ba nu, pentru că de fiecare dată când vin seara de la fierărie, oricine poate vedea că mă întorc la carte. Dar tu nu te întorci niciodată la carte, Bidi. Pe semne că se prinde repede de mine, ca tusia, zise Bidi liniștită și își văzu mai departe de cusut. Continuând un gândul, m-am lăsat pe spate în scaunul meu. M-am uitat la Bidi care cosea înainte cu capul aplecat într-o parte și am ajuns la concluzia că era o fată de-a dreptul extraordinară. Pentru că mi-adusea aminte în momentul acela cât de bine stăpânea toate numirile din meșteșugul nostru și toate numele diferitelor operații și ale diverselor unelte din fierărie. Pe scurt, tot ce știam eu știa și Bidi. Teoretic era deja un fierar la fel de bun ca și mine, dacă nu chiar mai bun. Tu ești unul dintre oamenii aceia, Bidi, zise eu, care, de pe urma fiecărei întâmplări, știu să tragă cât mai multe foloase. N-ai avut nicio ocazie prielnică înainte de a veni aici și uite cât de multe știi acum. Bidi mă privi o clipă și apoi își întoarse ochii la cusutul ei. Bidi, striga eu în culmea disperării, Doamne, plângi! Nu, nu, nu plâng, zise Bidi ridicându-și ochii și râzând. Ce te face să crezi asta? Ce altceva m-ar fi putut face să cred asta dacă nu sclipirea unei lacrimi, picurându-i pe lucrul său de mână? Am rămas tăcut, amintindu-mi ce cal de bătaie fusese beata fată, până când sora bunicului domnului Opsel își înfrânase prostul obicei de a trăi, la care ar face bine să renunțe și alți oameni. Mi-am amintit de condițiile fără speranță de care fusese înconjurată, în prăvălioara jalnică,
și în jalnica, micuța și gălăgioasa școală de seară, cu jalnica povară aliotei de găligani nepricepuți, pe care Vidi trebuia mereu să o care în spate. M-am gândit că până și în vremurile acelea nenorocite a existat în ea, îmbobocit, ceea ce înflorise acum, fiindcă atunci când dădusem de greu, mă întorsesem nemulțumit de mine către Bidi ca să mă ajute, de parcă era de la sine înțeles că putea să o facă. Bidi stătea tăcută, cosând, fără să mai verse vreo lacrimă și, pe când mă uitam la ea și mă gândeam la toate acestea, mi se păru că poate nu mă arătasem destul de recunoscător față de ea. Poate că fusesem prea zgârcit cu dovezile de îndatorare și ar fi trebuit să o sprijin mai mult cu încrederea mea, deși n-am folosit întocmai aceste cuvinte în gândurile mele. Da, Bidi, adăuga eu, terminând de întors problema pe toate fețele, tu ai fost primul meu profesor și asta într-o vreme când nici nu ne trecea prin minte că vom fi vreodată împreună, ca acum, în bucătăria aceasta. A, biata făptură, răspunse Bidi și, ca și cum sub spusele mele o treziseră din momentul de uitare de sine, își mută brusc atenția asupra surorii mele, se ridică și își făcu de lucru pe lângă ea, așezându-o ca să stea mai bine. Asta e foarte trist, dar e adevărat. Ei bine, relua eu, trebuie să stăm de vorbă ceva mai mult, cum făceam odinioară. Și trebuie să-ți cer părerea ceva mai des, cum făceam odinioară. Hai să facem o plimbare liniștită prin Mlaștină duminica viitoare, Bidi, și să vorbim mai pendelete. Sora mea nu mai era niciodată lăsată singură acum, iar Joe fu bucuros să rămână să aibă grijă de ea în după-amiaza duminicii respective, în vreme ce eu și Bidi am ieșit împreună la plimbare. Era vară și un timp minunat. După ce am lăsat în urmă satul, biserica și cimitirul și am ajuns în Mlaștină, de unde puteam vedea pânzele bărcilor care treceau pe râu, începui după obiceiul meu să găsesc asemănări între domnișoara Havisham și Estella și peisajul din jur. Când am ajuns la malul râului și ne-am așezat cu apa clipocind la picioarele noastre, făcând liniștea să pară și mai adâncă decât ar fi fost fără acest zgomot, mi-am spus că locul și momentul erau potrivite pentru a îngădui lui Bidi să pătrundă în tainițele sufletului meu. Bidi, zise eu, după ce o rugasem să păstreze secretul, vreau să devin un gentleman. O, eu nu mi-aș dori-o, dacă aș fi în locul tău, mă răspunse ea. Nu cred că ar fi nimerit. Bidi, i-am zis eu, cu ceva mai multă seriozitate, am motivele mele să vreau să devin un gentleman. Tu știi mai bine, Pip, dar nu crezi că ești mai fericit așa cum ești acum? Bidi, exclamai cu oarecare nerăbdare, nu sunt deloc fericit așa cum sunt acum. Mi-e silă de ceea ce sunt și de viața mea. Nu mi-au plăcut niciodată, nici una, nici alta, de când am intrat ca ucenic, dar nu spune prostii. A spus prostii? A făcut Bidi, ridicându-și domol sprâncenele. Îmi cer iertare, n-am vrut. Vreau doar să te simți bine și în largul tău. Păi atunci înțelegi odată pentru totdeauna că n-am să mă simt și n-am să mă pot simți niciodată în largul meu sau în alt fel decât nenorocit. Asta-i, Bidi. Cel puțin dacă nu voi putea să duc un alt fel de trai decât cel pe care îl duc astăzi. Păcat, zise Bidi, clătinând din cap cu un aer mâhnit. Treaba era că și eu mă gândeam adeseori că este păcat. Astfel că din pricina ciudatei lupte cu mine însumi, pe care o purtam necontenit, a fost cât paci să vărs lacrimi de indignare și durere, că
când Billy dădu glas gândului său și al meu. Îi spusei că avea dreptate, că știam cât de trist era, însă deopotrivă că eu nu aveam ce să fac. Dacă aș fi putut să mă resemnez, adăugai către Billy, smulgând firele scurte de iarbă de sub mâna mea, așa cum împotolisem tulburarea cândva, smulgând un părul din cap și izbind cu pumnii în zidul fabricii de bere, dacă măcar m-aș fi putut apuca serios de lucru și să fiu măcar pe jumătate îndrăgostit de fierărie ca atunci când eram mic, sunt sigur că ar fi fost mult mai bine pentru mine. Tu și cu mine și cu John n-am mai fi dus atunci lipsă de nimic, iar Joe și cu mine am fi continuat să fim tovarăși după ce mi-aș fi încheiat ucenicia și chiar aș fi putut să-ți devin ție tovarăș de viață și am fi venit să ne așezăm aici, într-o frumoasă zi de duminică, uite, chiar pe malul acesta, fiind legați altfel unul de celălalt față de cum suntem acum. Aș fi fost destul de bun pentru tine, nu-i așa, Billy? Billy oftă privind bărcile alunecând pe apă și se întoarse să-mi răspundă. Da, nu sunt prea mofturoasă. Nu suna prea măgulitor, dar știam bine ce voia să spună. Dar, zise eu, smulgând mai departe iarba și mestecând vreo două fire, vezi și tu cum o duc. Nemulțumit și ne la locul meu și nu mi-ar mai păsa că sunt grosolan și om de rând dacă nimeni nu mi-ar fi spus-o. Billy își întoarse deodată fața către mine și mă privi cu mult mai multă atenție decât se uitase la bărcile de pe apă. N-a fost nici foarte adevărat, nici foarte politicos dacă ți s-a spus așa ceva, zise ea. Și își îndreptă ochii din nou spre bărci. Cine ți-a spus-o? Am rămas descumpănit că ci zbucnisem fără să-mi dau prea mult bine seama unde voiam să ajung. Însă oricum nu mai puteam întoarce, așa că i-am răspuns. Micuța și frumoasa lady de la domnișoara Havisham, care este cea mai frumoasă din lume, pe care o ador nespus și din pricina căreia vreau să devin un gentleman. Odată făcută această mărturisire nebunească, am început să arunc smocurile de iarbă smulse în râu, de parcă aș fi avut poftă să urmez și eu aceeași cale. Tu vrei să devii un gentleman ca să-i faci ei în ciudă sau ca să o câștigi? Mă întrebă liniștită Billy după o pauză. Nu știu, răspunse eu întunecat. Pentru că dacă vrei să-i faci în ciudă, urmă Billy, mă gândesc că ar fi mai bine și a-i zbândi mai lesne dacă n-ai ține cont câtuși de puțin de cuvintele sale. Iar dacă e vorba să o câștigi, mă gândesc că, deși tu știi mai bine, poate nu merită să fie câștigată. Întocmai cum mă gândisem și eu de multe ori și cum mi se arăta foarte limpede în clipa aceea, dar cum aș fi putut eu, un sărman băiat năuc de la țară, să mă feresc de acea uluitoare amăgire căreia îi cad pradă în fiecare zi și cei mai buni și cei mai înțelepți dintre oameni? Poate că totul e foarte adevărat, îi zise lui Billy, dar o admir așa de tare. După ce am rostit aceste cuvinte, m-am întors brusc cu fața în jos, băgându-mi mâinile în păr și trăgându-mă cu nădejde de el. Știindu-mi nebunia din suflet într-atât de dezlănțuită și de nepotrivită, eram conștient că, în loc să-mi ascund fața și să mă trag de păr, mai bine m-aș fi dat cu capul de prundiș, drept pedeapsă că îi aparține unui asemenea netot. Billy era cea mai înțeleaptă dintre fete și n-am mai stăruit să mă convingă. Și-a așezat mâna, o mână mângâietoare, deși asprită de muncă, pe mâinile mele, scoțându-mi-le încetişor din păr, una după alta. Apoi m-a bătut ușurel pe umăr ca să mă liniștească, în vreme ce eu, cu fața ascunsă în mânecă, am plâns puțin, întocmai cum făcusem și în curtea fabricii de bere, cumva încredințat că eram foarte oropsit de cineva sau de toată lumea
N-aș putea spune prea bine. Mă bucur de un singur lucru, zise Bidi, și anume că ai simțit că poți avea încredere în mine, vorbindu-mi deschis, Pip. Și mai e un lucru de care sunt bucuroasă, și anume că știi că te poți bizui întotdeauna pe mine și că voi face totul ca să-ți păstrez încrederea. Dacă prima ta profesoară, doamne, una atât de sărmană, cu atâta nevoie de a fi însăși învățată de altcineva, ar mai fi și acum profesoara ta, ea ar crede că știe ce lecție ar trebui să-ți predea. Dar ar fi o lecție greu de învățat și cum, în clipa de față, tu știi mai multe decât ea, n-ar mai folosi la nimic. Astfel, cu un oftat ușor, de parcă ar fi fost milă de mine, Viti se ridică de pe malul râului și spuse cu o schimbare plăcută, plină de prospețime în glas: ne mai plimbăm puțin sau mergem acasă? Bidi, striga eu, sărind în picioare, luând-o pe după gât și dându-i un sărut, ție o să-ți spun întotdeauna totul. Până când ai să ajungi un gentleman, mă corectă Bidi. Știi bine că n-am să ajung niciodată, așa că am să-ți spun întotdeauna totul. Și asta nu pentru că aș avea ceva să-ți spun, căci tu știi tot ce știu și eu, după cum ți-am zis și aseară acasă. Ah, făcu Bidi aproape în șoaptă, întorcându-și din nou privirile spre bărci, după care repetă cu plăcuta schimbare de glas de dinainte: ne mai plimbăm puțin sau mergem acasă? I-am răspuns că mai bine ne mai plimbăm puțin, ceea ce am și făcut, în vreme ce după amiaza căpăta culorile încântătoare ale amurgului de vară. Am început să mă întreb dacă, la urma urmelor, nu era mai potrivit și mai sănătos pentru mine să mă aflu acolo decât să joc război la lumina lumânării în odaia cu ceasuri oprite, disprețuit de Estela. M-am gândit că mi-ar fi cu mult mai bine dacă aș putea să-mi o scot pe Estela din minte, deopotrivă cu toate celelalte amintiri și năluciri, și aș putea trece la muncă hotărât să mă bucur de ceea ce am de făcut și să mă țin de treabă, dându-mi osteneala să o îndeplinesc cât mai bine. Mi-am pus întrebarea dacă nu știam cu siguranță că, dacă Estela s-ar fi aflat în clipa aceea lângă mine, în locul lui Bidi, m-ar fi făcut să sufăr foarte tare. Am fost silit să admit că, într-adevăr, eram încredințat de acest lucru și mi-am zis în sinea mea: Pip, prost mai ești. Am vorbit mult cu Bidi în timp ce ne plimbam și tot ceea ce spunea ea mi se părea îndreptățit. Bidi nu era niciodată obraznică sau năzuroasă sau azi așa, mâine altminteri. Dacă m-ar fi făcut să sufăr, n-ar fi simțit decât durere. Mai degrabă și-ar fi sfâșiat ei însăși inima decât să mi-o rănească pe a mea. Și atunci, oare de ce nu o plăceam pe ea mai mult dintre ele două? Bidi, zise eu când o poriram spre casă, mi-aș dori să mă aduci pe calea cea bună. Și eu mi-aș dori, răspunse Bidi. Dacă măcar aș reuși să mă îndrăgostesc de tine, nu te superi că îți vorbesc atât de sincer, căci ne cunoaștem de atâta vreme? O, Doamne, deloc, zise Bidin, nu-ți face griji pentru mine. Dacă aș reuși să o fac, asta ar însemna mare lucru pentru mine. Dar, vezi tu, niciodată nu o vei face, zise Bidin. Nu mi s-a mai părut chiar cu neputință, în momentul acela al serii, cum s-ar fi întâmplat dacă am fi stat de vorbă despre acest lucru cu vreo câteva ceasuri mai devreme. Așadar, i-am spus că nu mai eram foarte sigur, însă Bidi mi-a răspuns că ea, una, era foarte sigură și a spus-o chiar cu hotărâre. În adâncul sufletului meu simțeam că avea dreptate și cu toate acestea nu mi-a picat prea bine că se arăta atât de convinsă. Apropiindu-ne de cimitir, trebuia să urcăm un val de pământ și să sărim peste un pârleaz de lângă stăvilar. Acolo răsări deodată înaintea noastră, de lângă stăvilar sau din păpuriș sau din nămolul iazului,
care arăta chiar ca o băltoacă oarecare, bătrânul Orlic. Hei, voi ăștia, mormăi el, încotro! Păi, unde în altă parte decât acasă? Bine, zise el, să mă tai bucăți de noi merge cu voi până acasă. Această pedeapsă de a fi tăiat în bucăți era una dintre închipuirile sale favorite. Expresia nu avea niciun înțeles anume din câte îmi dădeam eu seama, dar o folosea ca și pe așa zisul său nume de botez, ca să zgândere lumea și să înfățișeze un lucru înfiorător de primejdios. Când era mai mic, aveam impresia că dacă el m-ar fi făcut bucăți pe mine, s-ar fi folosit de o cange ascuțită și încovoiată. Lui Bidi nu-i plăcea deloc că Orlic venea cu noi și îmi șopti: nu lăsa să vină, nu-mi place de el. Cum nici mie nu-mi plăcea, mi-am îngăduit să-i zic că-i mulțumim, dar că nu voiam să ne ducă până acasă. A primit această înștiințare cu un hoho de râs și a rămas în urmă, dar a continuat să ne urmărească târându-și picioarele la mică distanță. Curios să aflu dacă Bidi bănuia că Orlic a avut vreun rol în atacul despre care sora mea n-a fost niciodată în stare să ne dea vreo lămurire, am întrebat-o de ce nu îl plăcea. O, răspunse ea, aruncând o privire peste umăr și văzându-l că stârșea pașii în urma noastră, pentru că am impresia că mă place. Ți-a spus el vreodată asta? Am întrebat eu indignat. Nu, zise Bidi, uitându-se iar peste umăr, nu mi-a spus-o niciodată în față, dar se apucă să danseze în fața mea ori de câte ori vede că mă uit la el. Oricât de neobișnuită și ciudată era această dovadă de iubire, nu m-am îndoit nicio clipă că Bidi avea dreptate. Mă înfuriasem din pricina cutezanței lui Orlic de a o plăcea pe Bidi, de parcă asta ar fi însemnat o insultă la adresa mea. Dar pe tine nu te afectează niciun fel, știi bine, zise Bidi calm. Nu, Bidi, nu mă afectează niciun fel, numai că nu-mi place lucrul ăsta și nu sunt de acord cu el. Nici eu, zise Bidi, deși asta nu te afectează niciun fel. Tocmai, întări eu, dar trebuie să-ți spun că n-aș mai ști ce să cred despre tine, Bidi, dacă el ar dansa în fața ta cu încuviințarea ta. Am stat cu ochii pe Orlic începând din seara aceea și ori de câte ori se ivea prilejul de a dansa în fața lui Bidi, mă postam în calea lui ca să-i pun în umbră spectacolul. Prinsese rădăcini în casa lui Joe din pricina subitei simpatii a surorii mele pentru el, altminteri aș fi încercat să fac ceva să fie dat afară. Orlic mi-a înțeles pe deplin bunele intenții și mi-a răspuns cu aceeași monedă mai târziu. Astfel, de parcă mintea nu mi-ar fi fost destul de tulburată și așa, i-am sporit tulburarea în mit, fiindcă mi se întâmpla să simt limpede câteodată că Bidi era mult mai bună decât Estela și că viața modestă, cinstită de muncă pentru care mă născusem nu avea nimic rușinos, ci îmi ofera destule mijloace pentru a fi demn și fericit. În momentele acelea îmi închipuiam că răcirea sentimentelor față de bunul meu prieten Joe și față de fierărie îmi trecuse și că eram pe calea cea bună pentru a deveni tovarășul lui Joe și a rămâne împreună cu el și cu Bidi. Însă, dintr-o dată, o amintire perfidă a zilelor petrecute la domnișoara Havisham venea să pună iarăși stăpânire pe mine și, ca o șarjă nimicitoare, îmi spulbera toate gândurile. Iar gândurile, odată spulberate, îmi lua destul de mult până să le adun din nou și, adeseori, înainte să le apuc bine, îmi erau risipite care încotro, fiindcă îmi fulgera prin minte că domnișoara Havisham, în cele din urmă, avea să-mi croiască, poate, un viitor, după ce îmi voi fi încheiat ucenicia. Dacă ucenicia mea s-ar fi încheiat netulburată, îndrăznesc să spun că aș fi fost tot în culmea nedumeririi, dar ucenicia mea n-a mai ajuns la capăt, ci s-a sfârșit înainte de vreme, după cum vă voi povesti în cele ce urmează.